La un an de la terminarea lucrărilor a sosit momentul în care neunăscuții cu probleme din Constanța sunt tratați în secția de terapie intensivă neonatală, pe care o organizație non-guvernamentală a modernizat-o. Asociația Dăruiește Aripe a investit 2 milioane de euro în extinderea secției. Potrivit statisticilor anual din cele 3.000 de nașteri care au loc la spitalul din Constanța, 1.000 de neunăscuți au nevoie de ajutor în secția de terapie intensivă. Astfel, cu ajutorul Asociației Dăruiește Aripi a fost triplat numărul locurilor la ATI de la 8 la 26.